ajută, dragii mei. Suntem în Ierusalim, în Biserica Mare a Sfântului Mormânt. În spatele mormântului Domnului se găsesc alte morminte din vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că sigur că era un cimitir aici în spate și atunci găsim felul în care a fost așezat în mormânt Iisus. Iată, avem aici locul pietrei, vedeți? Este încrustat în piatră acest loc special și aici venea o piatră mare și mormintele așa arătau. Iată, ca să înțelegeți voi mai bine, Domnul era băgat așa pe orizontal, la intrarea în mormânt se fixa etanș o piatră mare. E, această piatră are această formă, după cum vedeți. E, așa arăta piatra de la intrarea în mormânt. Mântuitorul nostru a fost băgat în mormânt nou, cu giulgiu înfășurat și piatra uriașă. Pentru această piatră au spus femeile milonosițe, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Și înțelegem așa cam cum arăta în vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos un mormânt. Ca să aveți o imagine, acum erau mormintele, acum 2000 de ani. Am vrut neapărat să vedeți asta. De ce? Se întâmplă un lucru. Noi acum avem o altă imagine, datorită faptului că peste aceste morminte s-au zis din biserică, însă acum vedeți exact cum arată un mormânt din vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dintr-un mormânt ca acesta a ieșit Domnul. Și piatra care era aici a fost prăvălită ca oamenii să, și soldații și ceilalți să vadă realitatea învierii a faptului că mormântul era gol. Noi venim aici la un mormânt gol, pentru că Iisus e viu și dăm slavă lui Dumnezeu pentru asta. Am vrut să știți cum se așezau în morminte oamenii în vremea aceea și cum se punea piatră mare la ușa mormântului. Doamne ajută!